Bună dimineața! Ce faceți? V-ați trezit? Mi-a parvenit o nouă informație de la un coleg de-al meu și vreau să vă dăruiesc și vouă. Ce spuneți? Nelly Sighici e aici? Da, am pus numele canalului meu după propriul meu nume, așa cum mă strigă părinții mei și toți cei din familie. Pentru că acasă, pentru cei apropiați și pentru voi, sunt Nela. Încântată de cunoștință. Haideți, veniți pe canalul meu. Acceptăm și like-uri, dislike-uri, distribuiri, abonamente, dar mai ales comentarii. Vreau să vă simt aproape. Ia uitați ce informație nouă am eu. Pentru cei care doresc să-și îmbunătățească funcțiile mentale, am aflat că neurozanul este un compensatoriu în acest, un supliment pentru aceste funcții. Pentru mai multe informații puteți intra, așa cum scrie și în josul pachetului, pe www.neurozan.com. Eu sunt foarte bucuroasă că am găsit acest produs, deoarece mă ajută. La vârsta mea, dar și nu numai la vârsta mea, la orice vârstă. Cine nu uită, oare? Și ne tragem după aia pumni în cap. Dar cine nu are nevoie să stocheze în memorie, pe hard disk ăsta care se cheamă memorie, nu are, ar vrea să stocheze mai mult? Oare cine? E, loc este, dar trebuie să mai fie și ținere de minte. Și pentru asta ne ajută acest produs. Aici, vedeți, după cum bine vedeți, scrie, conține vitamina C, B6, B12, magneziu, contribuie la un normal psihologic și un nervos sistem funcțional. Iodul, zincul, care contribuie și ele la funcționarea sistemului cognitiv. Acidul pantoteic sau pantotenic, care contribuie la, direct la performanța mentală. Și aici mai jos ne sunt date toate asociațiile care intră în aceste suplimente. Deci, din tot ce e format acest supliment, ginkgo biloba, HTP, arginin, glutamin, glutation, Q10, fosfadicloline, fosfadilserin, beta-caroten, vitamina D, E, C, tiamin, vitamina B1, B2, B3, B6, acidul folic, ia uite, vitamina B12, vitamina B5, magneziu, iod, zinc, cupăr, ce-o fi ăsta, habar n-am, magneziu, dar dacă știți voi, vă rog să-mi spuneți, seleniu, crom, iod. Și avem aici toată gama de informații de care avem nevoie, bineînțeles că are și un prospect, care în momentul de față nu știu pe unde, cred că l-am aruncat, l-am citit și l-am aruncat, dar eu sunt foarte fericită că am găsit așa ceva, pentru că plec acasă și duc și tatălui meu, care este la o vârstă considerabilă, și anume 86 de ani, și sper să-l ajute, fiindcă la vârsta asta, la orice vârstă e bun, dar nu. Copiii și bătrânii sunt cei mai vulnerabili, pentru că ei nu pot mânca chiar toate cele. Noi ăștia în funcție mâncăm toate alea care ne imunizează organismul, ceapă, usturoi, hrean, și crude și gătite, și avem tot necesarul proteic, caloric și de toate felurile în organism. Dar ce te faci cu ei care sunt mai sclifosiți sau mănâncă sau nu pot mânca chiar orice? Și atunci de aici vin problemele. Mi-aduc aminte, ca să fac o paralelă și o paranteză în același timp, când studiam în România, în anii tinereții, luam lecitină,
care e un produs apicol și luam pentru că, tot așa, pentru îmbunătățirea performanțelor mentale, învățam foarte mult și aveam nevoie de să rețin foarte multe chestii, foarte multe cursuri, foarte multă informație, mai exact. M-a ajutat la timpul acela, nu știu dacă mai există lecitină, cu de-a lungul timpului nu prea am mai luat pentru că asta e, m-am operat de stomac și nu am voie să iau mai nimic decât pentru combaterea durerii de stomac, dar văd că am luat câteva pastile din astea, pastile, suplimente din astea, să vă arăt și interiorul cutiei cum arată și cum arată și ele. Deci, este format din două tipuri de, pur și simplu, suplimentul propriu-zis, care arată așa. Era Vitamax odată, țin minte, luasem pentru mama Vitamax și m-am umplut de nervi că nu l-am luat. Așa, deci, hai să le... Se dă, se dă, a căzut. Deci se dă. Mai glumim. Deci, exact cum era Vitamax odată. Așa, și el se ia cu două pe zi, adică două, una, dar îmi cer scuze, cam obiectivul a depășit sfera de informare. Da, deci el se ia, nu știu unde scria, adică unul pe zi, știu, da. Și omega 3. Deci el este pastila propriu-zisă, suplimentul propriu-zis, care e roșu, și uleiul de pește. Omega 3, uleiul de pește, care se ia una de roșie și una galbenă pe zi. Și ce mai e și foarte interesant e că, ia uitați, aici sunt numerotate zilele, deci nu putem să uităm, pentru că avem pe zile. Nu știu dacă se vede la cameră, dar aici pe dosul pastilei scrie. Hai să sucesc eu telefonul așa, poate se vede mai bine. Monday, Tuesday, Wednesday, deci luni, marți, miercuri, și în felul ăsta nu putem să uităm să luăm pastilele. Mă încântă felul ăsta de organizare, pentru că de multe ori uităm, măi, am luat, azi n-am luat, dar aici fiind notat, da. Poate se vede la ăsta mai bine, nu prea se vede la cameră. Da, acolo unei bulinuța aia scrie ziua. Trebuie să vede. Wednesday, numai începutul, de la Friday, Saturday, Sunday. Deci, mi se pare foarte organizată. A, uite, acum se observă mai bine, vezi? Țineam eu aiurea. Adică, felul în care îl țineam nu se vedea. Pentru că e lucios și asta e. La cameră nu dă bine. Nu se vede. Da. Sper că v-a fost de folos. Sper că o să vă ajute într-un câtva. Nu știu dacă se găsește și în România. Aici e 18 lire. Și se găsește numai în sistemul ăsta de farmacii, nu știu cum se cheamă, Buyers, mă rog, Buyers, ceva și Buyers, adică o asociere de nume. Da, nu-mi vine acum în minte. Știu că pe final era ceva cu Buyers. Deci o asociere de and Buyers, două nume englezești. Să vă arăt cutia pe toate părțile. Ce scrie? Conține 56 de tablete. Eu vă ofer posibilitatea să puteți citi dumneavoastră, astfel încât să vă edificați complet. De fapt, informația o puteți găsi și pe site-ul lor, www.neurozan.com. Da. Stați așa că
Mi-a luat puterea. Da. Odată cu înaintarea în vârstă, avem surpriza să nu mai vedem bine, să nu mai auzim bine, să uităm foarte des anumite lucruri. Da, ia uite, e numărul 1 la suplimente în Anglia aici, e cotat. Nu. Eu l-am luat de la farmacia, una din farmaciile de la Stratford, acolo sunt. Am văzut și aici, în Upton Park, Bayer's, nu știu cum, farmacie, da, bazată mai mult, cu produse mai mult naturiste, bio. Nu vreau să vă privez de vreun drept de informare. Tot ce aflu eu, vă zic și vouă. Nu știu exact cât a dat. Mi se pare că 18 sau 25 de lire. Nu mai știu exact. Mă rog. Cam pe acolo. Până în 30 de lire. Dar aici scrie ce are. Dar v-am mai citit toți accizii, toate chestiile alea. Nu. Sper să fie așa cum se spune. De fapt, colegul meu mi-a recomandat acest produs în urma folosirii îndelungate. A luat un pachet de ăsta, a reușit să ia pe parcursul a 2 luni, s-a vitaminizat și acum reușește să rețină mult mai multe chestii. Faptul că acest coleg al meu se droga, deci s-a drogat în trecutul lui, în istoricul lui, a fost, mă rog, nu face cinste, dar să înțelegeți de ce el consideră o ameliorare wow, pentru că el cândva, în anii trecuți, s-a drogat și a făcut eforturi să iasă din carapacea aia, din groapa aia și a reușit cu ajutorul acestor suplimente, se simte formidabil și mulțumește-l Dumnezeu că a găsit ceva care să-l repună pe linia de funcționare. Deci, iată, dragi privitori, dragi ascultători, că se poate. Nu spun asta pentru a-l incrimina pe colegul meu, ci dimpotrivă pentru a demonstra că se poate să părăsești dependența, se poate să nu mai fii dependent de ceva, pentru că de orice ai fi dependent, e la fel de rău. Da? Haideți să luptăm. Recomandați și voi mai departe, pentru că sunt oameni în suferință, sunt oameni care nu știu cum să facă să iasă din dependența drogurilor, de exemplu, care e una din cele mai drastice și mai nenorocite. Speranța că v-am fost de folos. Ne-am la revedere. Vă doresc tot binele din lume, multă sănătate și ce îmi doresc mie, vă doresc și vouă. La revedere și nu uitați, vă aștept cu abonamente, cu distribuiri, cu like-uri, dislike-uri. Ce vreți voi ce vă lasă inima? Ce ziceți? V-am ajutat un pic. Ajutați-mă și voi cu comentariile voastre. Vă aștept. Pa, o zi bună și multă, multă, multă sănătate.